Salut, sunt Madalina Panchei și haideți să aflăm de câte ori ejaculează lumea pe săptămână. Da, nu ne interesează, nu ne mai... Dar nu e dăunătoare? Nu ne mai interesează cu noi. Până cercetătorii chinezi au realizat că ejacularea este dăunătoare, de câte ori ejaculezi pe săptămână? Dacă e dăunătoare... Nu mai ejaculezi? Nu mai, gata. De câte ori ejaculați pe săptămână? Depinde de partener. N-am parteneră tot timpul. Și cum se manifestă ejacularea? Feroce. Dumneavoastră, de câte ori ejaculați pe săptămână? De câte ori fac dragoste cu soția mea? Aoleu! Cercetătorii chinezi au constatat că ejacularea este dăunătoare. Dumneavoastră, de câte ori ejaculați pe săptămână și vi se pare dăunătoare? Nu, și nevastă mea știe. Eu mă duc să-i dau o palmă. Asta e... E bine? Da, bineînțeles că e natural. În tinerie, sigur că da. Tu de câte ori ejaculezi pe săptămână? Ce înseamnă ejaculezi? Orgasm. Definiția orgasmului. Ejaculezi, nu ejaculezi? Nu. Ești virgin? Da. Eu mă duc să-i dau o palmă, nu mai pot suporta. Serios, câți ani ai? 18. Say what? Plăcerea maximă ar trebui să fie după căsătorie. Foarte interesant, dezvoltă. N-ai avut nicio iubită până acum? A, da, mai multe. Și practic nu ai ajuns cu ele în acel punct? Nu. Și nu ești curios? Nu, de ce să fii curios? Trebuie mai întâi să te căsătorești, că așa e. Respectuos vă rog să ne aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap. Ce părere ai despre asta? Este dăunătoare? Nu știu ce zic, De câte ori ejaculezi pe săptămână? Chiar trebuie să spun asta? Da, nu-l interesează, Câți ani ai? 22. Mulți înainte și ești virgin? Da, da. Și ești în căutarea unei partenere? Nu ești curios cum se manifestă ejacularea împreună cu cineva? Păi da, sunt, dar... Eu caut o partenere, dar încă n-am găsit. Încotro e gara. Așa tot drept. Cercetătorii chinezi au constatat că ejacularea este dăunătoare la bărbați. Nu-i interesează, Nu ți-e rușine la obraje, în spate, tânără. Că domnul, e tânără, chiar așa vorbim pe stradă. Nu vă spărați, facem un sondaj. Este vorba de un sondaj. Spuneți la ce ziar sunteți, ca să vreau să nu vă spărați, sunteți la... Facem un sondaj, este. Spuneți la ce ziar sunteți. Suntem mutați la Panchi TV. Panchi TV, da. Da, așa puțin. Dacă nu erai tu, ne lua la bătaie. Da. Mă lua pe mine la bătaie. Da, nu-l interesează. Da, nu-l interesează.